Se scumpește drastic polița medicală, ce-i drept numai pentru unele categorii de persoane neasigurate și doar dacă acestea nu o vor cumpăra până la data de 31 martie. Astfel, autoritățile își propun să disciplineze populația. Cert este că cei care vor plăti asigurarea medicală în primele 3 luni ale anului vor scoate din buzunar aceeași sumă de bani ca și în anul curent. Contribuția la Fondul Asigurărilor Obligatorii de Sănătate în 2023 se va menține la nivelul de 9% din salarii și alte venituri. Potrivit directorului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, guvernul a alocat peste 6 miliarde 800 de milioane de lei pentru achitarea polițelor de asigurare destinate categoriilor speciale de persoane. Este vorba despre persoanele cu dizabilități, pensionarii, copiii până la 18 ani și studenții. Șomerii înregistrați oficial la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, persoanele care primesc ajutor social, gravidele, parturientele, lăuzele. Deci aceste categorii de persoane nu vor achita primele de asigurare nici în anul 2023. Pentru aceste persoane primele vor fi achitate de către guvern, conform lege cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală. Persoanele neasigurate care trebuie să-și cumpere individual polița medicală vor plăti la fel ca anul trecut, dar numai dacă o vor face în primele 3 luni ale anului, adică până la 31 martie 2023. Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă în anul 2022 achită 1014 lei. În anul 2023 vor achita exact 1014 lei. Persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul. În anul 2022 achită 1.622 de lei, în anul 2023 vor achita exact aceeași sumă. Considerăm că pasul făcut de conducerea CNM la inițiativa inclusiv și a mișcării sindicale este unul greu, nevoios, dar unul judicios și ceea ce face ca să fie restabilită anume echitatea socială în domeniul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, ca persoanele care nu sunt angajate în câmpul muncii să achite aceeași sumă ca și salariații care sunt angajați în câmpul muncii. Același preț pentru polița de asigurare medicală, ca și în anul curent, vor plăti fondatorii de întreprinderi individuale, persoanele care închiriază terenuri și cei care le dau închirie, dar și alte categorii de cetățeni care nu sunt angajați și nu sunt asigurați medical. Pe ei, asigurarea medicală îi va costa 2028 de lei, iar notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari, traducătorii, persoanele care desfășoară activități independente, care au primit licență sau permis de desfășurare a activităților oficiale, medicii de familie în cabinet privat și alți cetățeni care și-au cumpărat anul trecut polița de asigurare medicală cu 4.056 de lei, vor putea plăti aceeași sumă, dar numai dacă o cumpără până la 31 martie 2023. În caz contrar, vor trebui să achite o sumă de aproape 3 ori mai mare.